Iubitorii muzicii folk sunt așteptați la Călăraș la Festivalul Național Chitară Dunării, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul se desfășoară în perioada 8-10 noiembrie. Printre artiștii consacrați invitați să susțină recitaluri se regăsesc Nico Alifantis, Mircea Rusubend, Crypton Amplad, Fără Zahăr, Barbu Valentin și Cosmin Andrian. Consiliul Județean Călăraș, prin Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, continuă tradiția organizării acestui eveniment, încercând să revigoreze acest gen muzical, să-l susțină și să-l promoveze pe baza unui sistem competitiv de selecție a interpreților și compozitorilor de profil. Laureații și concurenții premiați vor evolua în spectacolul de gală alături de nume mari ale scenei românești. De asemenea, festivalul își propune promovarea muzicii folk în rândul tinerilor, descoperirea de noi talente și oferirea unei alternative de petrecerea timpului liber. Spectacolele vor avea loc în sala Barbu Știrbei începând cu ora 18. Prețul unui bilet în sală este de 15 lei și 10 lei este prețul unui bilet la balcon. Prețul unui abonament pentru cele 3 zile de spectacol este de 30 de lei. Biletele se în sala de bilete a Centrului Cultural de Cultură și Creație Călărași.